Ce aveți de gând să faceți în continuare, deci? Ei, deci acum am luat o decizie, am intrat de ieri în refuz greva foamei, nu vreau să mai mănânc, vreau să încerc să sensibilizez dacă există sensibilitate între autoritățile astea române care încearcă să protejeze, cum zic ei, că protejează copiii, dar din păcate nu-i protejează când ei vor să distrugă copiii, că am ajuns să vină poliția și protecția copilului și psihologi și asistența socială să spună să-mi ia copiii mei în amplasament. Pe ăștia-s copiii de amplasament, domnule, copiii ăștia au tot ce își dori, tot ce visează ei, domnule, eu pot să le ofer absolut tot. Cum să-mi ia copiii mei în amplasament? Că au spus că tata are ordine de protecție și nu se poate apropia de ei și copiii o refuză pe mamă. Pe problema de ce o refuză pe mamă, asta este problema. Nu e problema tatălui de ce o refuză pe mamă. De ce m-a înlăturat pe mine de lângă copilașii mei, care copiii mă iubesc, eu îi iubesc pe ei, ei depind de mine, eu depind de ei prin sentimente, prin dragoste, prin iubire. Eu trebuie să mă ocup de ei în cea pe școală. Vă gândiți noastră ce înseamnă copilașii ăștia? Trebuie haine călcate, spălate, aranjate, copiii să meargă la școală în condiții civilizate. E inadmisibil ce s-a întâmplat, sincer. Eu nu găsesc nicio explicație, domnule. Nu mi-am bătut copiii niciodată, nu i-am jignit, nu i-am maltratat, nu i-am abuzat, cum se invocă fel și fel de măgării. Se vorbește de alienare parentală, domnule. Pe alienare parentală, tu dai ordine de protecție. Cum dovedești tu, domnul judecător Voinea? Cum dovedești tu alienarea parentală de la Târgu Mureș, Tribunalul Târgu Mureș? Ai copii, domnule judecător? Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Ca să privești trei copii de tata pe care și-l iubesc și invers pe tata să privești de trei copii? Gândește că este un Dumnezeu, domnul Voinea. Mai devreme sau mai târziu, fiecare va plăti pentru faptele lui. Chiar dacă astăzi voi magistrații, ăștia mari care vă credeți intangibili, nu răspundeți pentru faptele care le faceți și pentru abuzurile care le faceți și pentru deciziile eronate care le dați, la un moment dat va fi în momentul când o să dați socoteală și o să dați socoteală cu siguranță. Veți fi răspunzători de toate faptele care le-ați făcut și greșite cu bună știință și cu intenție. Atenție, domnul Voinea!